Panică în rândul locuitorilor din Galați și Tulcea noaptea de vineri spre sâmbătă. Populația a fost alertată prin mesaje Ro Alert, după ce sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu către municipiul Galați. Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Apărării Naționale noaptea de 29 spre 30 septembrie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina. În urma detectării unor grupuri de drone care se îndreptă spre teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, MAPN a alertat forțele aflate în serviciul Poliției Aeriană și a notificat începând cu ora 22.38 de minute Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Galați. Echipajele ISU și echipajele poliției și poliției de frontieră au fost redirecționate către zonele din proximitatea municipiului Galați, unde a fost înregistrat semnalul radar respectiv. La ora 1.41 de minută a fost declarată încetarea măsurilor de alertare în toate zonele vizate. În timpul nopții, dar și sâmbătă, polițiștii, militari și jandarmii au căutat posibile resturi ale unor obiecte căzute pe teritoriul nostru, dar nu au descoperit nimic. Referitor la alerta din cursul nopții, premierul Marcel Ciolacu a declarat că vor fi alarme. E normal, este frontiera cea mai lungă cu un stat aflat în război.